Lucrări excepționale semnate de Strauss sau Schubert în interpretarea unor talentați artiști instrumentiști dirijați de Virgil Pețanca au fost prezentate publicului meloman giurgiovean joia trecută în cadrul tradiționalului concert de Crăciun. Sala a fost plină, publicul urmărind cu atenție evoluția Orchestrei Sinfonice Valahia. Invitații speciale ai serii au fost doi artiști giurgiuveni, tenorul Marius Olteanu și soprana Cornelia Haren. Cadoul muzical oferit giurgiuvenilor a purtat semnătura Orchestrei Sinfonice Valahia a Centrului Cultural Ion Vinea, instituție aflată în subordinea primăriei municipiului Giurgiu.